Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la ce se întâmplă în direct pe dcnews.ro și dcnews TV. Ce ni se mai pregătește este titlul acestei ediții. Ce ni se mai pregătește? Pentru că de multe ori vedem din interiorul guvernului semnale contradictorii, în sensul că fiecare vine cu o idee care nu este în același timp și o decizie și după care se întâmplă să așteptăm decizia care s-ar putea să nu semene cu niciuna din ideile care au venit până atunci. Prin urmare, salut pe domnul Rareș Bogdan, prim vicepreședinte al Partidului Național Liberal, în direct cu noi chiar în aceste momente. Bună ziua! Bine ați venit! Bună ziua! Bună ziua, domnule Dumitrescu, bine v-am regăsit, mă bucur să fim împreună. Prima întrebare e cât mai durează toată povestea asta urâtă și vă întreb din perspectiva datelor și informațiilor de la Parlamentul European și de la Comisia Europeană. Dacă ar fi să ne uităm, domnule Dumitrescu, pe cum arată Europa astăzi, cum arată țările europene cu măsuri restrictive extrem de dure, am fi extrem de îngrijorat. Dacă e să ne uităm la indicii de vaccinare, se pare că potrivit indicilor de vaccinare, undeva după data de 1 iunie putem să vorbim de relaxare extrem de serioasă. Sunt țări care vorbesc deja de 1 mai. Cert este că foarte probabil lunile iulie, august, septembrie vor fi luni relativ normale, adică vom purta probabil mască în spații închise, dar nu va mai fi obligatorie foarte probabil în exterior. Și pe măsură ce vom depăși 50% din totalul populației europene adulte vaccinate, se așteaptă ca indicii de răspândire să scadă. În România, după, în momentul ăsta avem peste 2 milioane de persoane vaccinate, avem 800.000 de persoane înscrise pe platforme. Mă bucur că Florin Câțu a cerut sprijinul și parteneriatul cu biserica. E mult mai important decât își închipuie cineva. Pe noi ne-a costat mult ca partid conflictul cu biserica pe care l-am avut anul trecut și acest parteneriat pe care Florin Câțu îl face prin ajutorul pe care biserica, care e o instituție extrem de influentă în societatea românească, mult mai influentă decât ar vrea să arate unii sau alții, 9 milioane de români, gândiți-vă că merg de cel puțin două ori pe săptămână la biserică, 4 milioane și jumătate de români intră săptămânal într-un locaș de cult și undeva la 6 milioane jumate de români, potrivit tuturor cercetărilor, merg cel puțin o dată pe lună. Aici nu intră doar Biserica Ortodoxă Română și bisericile romano-catolice, greco-catolice, ci și cultele evanghelice, luteran, calvin, respectiv neoprotestanții, penticostali, adventiști, martirii lui Iehova și așa mai departe. Deci faptul că avem o populație care intră în biserică de peste 9 milioane de români arată extrem, extrem de clar că nu pot să neglijez un astfel de actor. Iar faptul că Florin Câțu a întins o mână și a spus am nevoie de ajutorul bisericii pentru a explica necesitatea vaccinării fără obligativitate este un lucru de aici am fericită. O întrebare foarte importantă, având în vedere toate datele astea cu biserica și cu bisericile de fapt pe care le-ați furnizat. Și având în vedere conflictul anterior la care v-ați referit, înseamnă că această campanie de comunicare a fost suficient de slabă și neinspirat făcută încât premierul să aibă nevoie de susținerea bisericii? Nu aș spune neapărat. Aș spune doar că a simțit nevoia, pentru că putem să ajungem undeva după 20 și estimările au fost extrem de clare, că putem ajunge la o situație în care vaccinarea după 15 martie, fiind mult mai facilă, fiind liberă, nu mai existând categorii prioritizate, putem ajunge undeva între 20 aprilie, 1 mai, la situația în care să nu avem populație suficientă pentru vaccinare și să avem vaccinuri mai multe decât populația care își dorește. Și nu e de dorit acest lucru și atunci trebuie căutat formulele cu marile corporații, marile companii, cu angajați de la 5.000 de angajați în sus, care au în general până în 20% populație angajați vaccinați, care să intre în această ecuație, mari bănci, mari retaileri și doresc să facă asta. Deja știu câteva, nu dau eu numele lor, câțiva mari jucători din piața de retail sau din banking care doresc să intre în această formulă. De asemenea, era nevoie pentru a nu ajunge în luna mai
în situația în care să avem vaccinuri și să nu avem populații care să dorească deci, să practic, se vaccineze. Relaxarea asta, mă rog, văzută de la Parlamentul European și Comisia Europeană la nivel european undeva în zona mai-iunie, la noi depinde totuși de procentele astea de vaccinare și atunci eu vă întreb un lucru, pentru că sunt două informații, declarații de fapt, care cumva se bat cap în cap. OMS, în urmă cu nici două zile, zicea practic că nu e sigur că vaccinul previne transmiterea. Președintele Iohannis, în ultima sa declarație, spunea că doar prin vaccinare putem opri pandemia. Păi pe de o parte, cei de la OMS zic că nu e sigur că se oprește transmiterea prin vaccinare, pe de altă parte, domnul președinte consideră că doar prin vaccinare oprim pandemia. Nu. Unde e adevărul? Nu. Acolo declarația de la OMS a fost mai nuanțată. Clar că avem două formule. De la începutul pandemiei și până în prezent, sau până la apariția vaccinului, am avut masca și distanțarea socială. Practic singurele două elemente care încetineau sau opreau răspândirea virusului. Nu e clar dacă au încetinit, dovadă că am avut valuri și valuri. Da, cel puțin avem, asta a fost credința sau dacă vreți analiza specialiștilor, da, că asta ar fi singura formulă, ne-am dus și noi pe aceeași formulă. Cu întreg mapamondul, dacă vreți. După care a apărut vaccinul și vaccinul clar, dacă vorbim cu profesorul Cercel, dacă vorbim cu ministrul Tătaru, dacă vorbim cu profesorul Rafila, dacă vorbim cu tânărul Adrian Marinescu de la Balj sau cu cei care sunt specializați și sunt specialiști în care eu am încredere că știu ce vorbesc, cu acești oameni vin și ne spun așa: clar că vaccinul va opri răspândirea coronavirusului. Nu știm în ce măsură noile tulpini vor fi sau nu la fel de periculoase pentru cei vaccinați. Cert este că, potrivit tuturor analizelor făcute de către specialiști, vaccinul încetinește sau oprește tulpinile, răspândirea tulpinilor care au funcționat. Ok, deci noi mizăm practic pe faptul că în felul ăsta, vaccinând cam 70% din populație, o să oprim pandemia, dar la ritmul în care noi vaccinăm acum, nu e clar că obținem în iunie, așa cum majoritatea calculelor din Uniunea Europeană sunt făcute, această condiție. Pe de altă parte, chiar în aceste zile, și aș vrea să comentăm puțin și să vă întreb care e opinia dumneavoastră în momentul ăsta. Practic, cine face politica asta în pandemie? Îl face domnul ministru Câțu, care s-a opus carantinării sugerate de doamna secretar de stat moldovan, care dorea chiar în preajma Paștelor, iată când a venit mesajul dânsei de la Sănătate, carantină 2 săptămâni, care ar face minuni, spunea dânsa. Adică astea au fost declarațiile aruncate întâi de dânsa pe piață, după care premierul dă clar de semnalul că nu e de acord cu lucrul ăsta și până la urmă întrebarea e cine face politica în pandemie, având în vedere mesajele astea contradictorii care vin peste noi. Politica o face președintele cu premierul, care se consultă cu specialiștii. Eu cred că unii vorbesc că unii dintre cei care ar putea să se ocupe exclusiv sau prioritar de gestionarea situației medicale ar trebui să vorbească mai puțin în spațiu public și să înțeleagă că mesajele în spațiu public le transmit în primul rând președintele, premierul. Cred că Vlad Voiculescu ar trebui să o cheme pe doamna Andreea Moldovan și să o oprească din impetuozitatea vorbitului la televizor sau în spațiu public și să explice că fiecare vorbă aruncată de un om care e secretar de stat în Ministerul Sănătății are un impact extrem de puternic. Și aici impactul mă refer la impact emoțional, mă refer la impact economic, pentru că vorbim și de componenta economică, mă refer la componenta socială. Deci eu merg pe declarațiile președintelui și ale premierului, care au spus extrem de clar și extrem de ferm: România nu va avea loc un lockdown. Bun, dar declarațiile astea spuse în primul rând de președinte și după aia și de premier n-au ajuns încă la urechile doamnei Moldovan, care face parte din guvernul premierului. Poate doamna Moldovan, fiind ocupată cu gestionarea unei situații în domeniul sănătății extrem, extrem de complicate, poate nu a fost atentă. Dar mă gândesc că poate află în cele din urmă că înainte de a ieși în spațiu public și de a vorbi, trebuie să înțeleagă că face parte dintr-un cabinet, dintr-un guvern,
dintr-o coaliție guvernamentală și nu poate fiecare în coaliție să vorbească ce vrea, cum vrea, când vrea. Deci cred că ar trebui să se uite totuși spre declarațiile președintelui și premierului, ar trebui să se uite inclusiv pe declarațiile ministrului dânsei și să știu că, știți, când ajung ca microfoanele să ajungă în fața unui om, pe unii nu-i mai poți opri. Cred că doamna Moldovan ar trebui să... Se opresc doar dacă iese microfonul din priză la un moment dat. Adică dacă microfonul iese din priză, se opresc. Da, întrebarea aici este alta. La nivelul ăsta, mi-e greu să bănuiesc că e o necunoaștere a cutumelor de comportament în interiorul unui guvern. Și vă întreb dacă nu cumva avem de-a face și de poziționări în funcție de electoratul propriu al partidelor din arcul guvernamental, pentru că dânsa nu e de la Partidul Național Liberal. Și atunci vă întreb dacă nu sunt deliberat aceste mesaje venite, chiar dacă nu sunt normale. Adică nu vii în moment de pandemie decât să anunți o soluție. Nu dai senzația că nu ești de acord în interiorul guvernului și după aia trebuie cineva să medieze și să găsească o soluție. Domnul Dumitrescu, cred că în primul rând toți cei aflați la putere și am înțeles și eu acest lucru și mi-am făcut propria autocritică, ar trebui să înțeleagă că alegerile sunt cele mai primele alegeri pe care le avem, sunt peste 3 ani și 3 luni. Deci noi 3 ani și 3 luni, adică numai puțin de 39 de luni, nu avem alegeri. Deci cred că logica electorală ar trebui să dispară. Sigur că dacă ne uităm la gradul de toleranță, de acceptabilitate, vom vedea diferențe între votanți. Vom vedea că votanții unor anumite partide au un grad de înțelegere mai mare, de toleranță mai mare, care acceptă mai mult poate condițiile super restrictive. Dar nu asta e logica. Logica noastră nu e de an electoral. E de ieșire din această situație și de relansare economică. Noi trebuie să ne gândim la ce construim și nu la cum câștigăm electorat. Pentru că acest electorat pe care îl câștigi acum, sau aparent îl câștigi, îl poți pierde extrem de ușor. E un electorat facil. Nu ai de ce să încerci să te lupți acum pentru electorat. Noi acum trebuie să ne luptăm pentru performanță guvernamentală. Și era, dacă vă amintiți, și vă amintiți cu siguranță că sunteți jurnalist vechi, vă amintiți de acel slogan celebru: nu putem reuși decât împreună, al Convenției Democratice. Așa este, dar știți și finalul. Adică știți și cum au reușit împreună în final. Eu le spun acum că trebuie să ne gândim tot timpul la finalul acela devastator, dezastros, și în același timp să ne gândim la faptul că sloganul în sine a fost extrem de bun și e singurul. Adică, acum nu e loc de reproșuri între partide, de reproșuri între membrii non-cabinetului și de partid și membrii cabinetului. Acum e momentul în care sau strângi rândurile și faci ceea ce așteaptă oamenii, sau te duci acasă, indiferent că ești de la PNL, USR, UDMR sau plus. Nu poate câștiga nimeni de unul singur. Nu poate câștiga cineva fiind în afara guvernului, atacându-și propriul guvern. Nu poate câștiga cineva de la USR atacând PNL sau cineva de la PNL atacând plus. Bun, asta este o chestiune care ține de ce constată fiecare. Acum eu întreb altceva. Părăsind zonele astea distincte, Emil Boc este primarul Clujului și este de departe omul care a performat electoral în zona aia, a luat câte mandate și-a dorit, în sensul că de câte ori a candidat a câștigat fără probleme. Emil Boc la un moment dat a făcut public nemulțumirea în legătură cu carantina atunci când se discuta cu pragurile acelea. De asemenea, domnul Alin Tișe, în 23 martie, dădea de pământ cu, citesc, Dumnezei luptei cu COVID-19. Eu vă întreb dacă oamenii ăștia aveau nemulțumiri reale sau erau altceva, pentru că așa dânșii au disciplină politică, eu așa știu. Sunt în interiorul Partidului Național Liberal. Nu cumva au existat măsuri care i-au exasperat și pe greie acestui partid? Măsuri de cine până la urmă decise, domnule Rareș Bogdan? Domnule Dumitrescu, măsurile... Clar că Emil Boc sau Alin Tișe, Alin Nica sau Virgil Chițac, ca să vorbim de câteva personaje, Mihai Chirica sau un alt primar de-al nostru, Romeo Dunca sau Nelu Popa, clar că au legătura directă cu cetățeanul pe de-o parte, pentru că îl întâlnește pe stradă, el nu stă închis într-un birou, și Alin Tișe și Emil Boc, și mai are legătură cu ceva, are legătură cu agentul economic, care îi spune: domnule primar, pe stradă, Emil Boc e un om care circulă pe stradă, circulă în mijloace de transport în comun,
nu mai putem. Nu mai putem plăti rate, nu ne mai putem plăti chirii, nu mai avem bani să ne ducem viața de zi cu zi, pentru că aveam un business de un chioșc care vindea niște obiecte sau unul care făcea niște langos sau niște plăcinte. Și atunci, sau niște hamburgeri. Și atunci Emil Boc înțelege că măsurile trebuie gândite extrem de serios, dar în același timp este un adept al măsurilor luate pentru a opri răspândirea coronavirusului. Asta nu trebuie, asta însă nu trebuie privită cu radicalism și cu ochelari de cal. Pentru că cel puțin o chestiune care pentru mine contează și pentru foarte mulți din poporul ăsta contează, se pare că pentru unii nu a contat. Chestiunea aparentă mai puțin importantă a creat o emoție puternică în rândul populației, pe bună dreptate. Gândiți-vă că, din punctul meu de vedere, măsurile luate sau protocolul pentru înmormântări a fost unul exagerat și unul care a creat și care trebuie reglementat urgent. Pentru că lumea asta, așa cum e construită ea, de când a apărut omul și a apărut religiile, credința și bunul Dumnezeu, are două momente astrale, sunt două momente ale vieții. Momentul nașterii, cu bucuria nașterii, și momentul plecării la cele veșnice, plecării în ceruri, și familia e și în primul moment și în al doilea, și apropiații lângă cel care vine sau cel care pleacă. Ceea ce s-a întâmplat în ultimul timp, cu precădere, cu înmormântarea pictorului Liviu Lăzărescu, sau unor mari artiști, sau unor simpli oameni care și-au pierdut părinții, frații, copiii, părinții cu acest nenorocit de coronavirus, a arătat extrem de clar că empatia, emoția nu trebuie să dispară atunci când te afli la putere sau atunci când gestionezi un domeniu. Eu mă întreb foarte clar, între timp, un om decedat nu respiră ca să transmită virus. Asta se știa de la început. Cine e cel care se opune schimbării protocolului? Discuția asta este foarte utilă în spațiu public. Există de câteva zile, totuși nimeni nu ia o decizie. Așa încât mă întreb și eu, cum se întreba pe 23 martie domnul Tișe, până la urmă cine e omul cu butonul în momentul ăsta? Cine e de fapt omul cu butonul în toată chestiunea asta? Cine se opune schimbării protocolului? De știți că nu este nici președintele, nici premierul. Îmi dau seama că le și este defavorabilă discuția asta. Eu sunt convins că ar rezolva-o dacă ar putea, dar atunci cine e mai tare ca ei în chestiunea asta? Specialiștii. Cred că ar trebui întrebați specialiștii. Păi întrebați-l, de exemplu, pe domnul Arafat, care e specialist. Întrebați-l pe domnul Yamandi, care e specialist. Yamandi? Întrebați-l pe acei... Cum? Yamandi? Diamandi este un general la tot puternic de prin IGSU. Întrebați-i pe acești oameni care au putere mai mare decât are Vlad Voiculescu, Florin Câțu sau Klaus Iohannis. Păi, dar nu mi se pare normal ca cineva să aibă putere mai mare decât miniștrii, primul ministru sau președintele în astfel de situații? Sau vi se pare lucrul ăsta? Normal sau anormal? Eu știu un lucru, domnul. Eu știu o chestiune. Că chiar dacă este o situație complicată în care specialiștii trebuie întrebați, cei care au primit votul să gestioneze treburile țării, treburile comunității, sunt primarii, președinții de consilii județene și miniștrii prin partidul care guvernează. Deci până la urmă noi răspundem în fața poporului, noi răspundem în fața cetățenilor, noi răspundem în fața societăților comerciale care falimentează sau care se salvează. Noi răspundem în fața patronilor care își concediază sau nu mai pot lua credite sau așteaptă ajutoarele promise de guvern. Noi, eu, Florin Câțu, așteaptă ajutoarele promise, ceea ce înseamnă că unele n-au venit încă. Nu, noi răspundem în fața oamenilor. Da. Dacă cineva reproșează lui Marcel Bela, lui Lucian Bode, îi reproșează lui Alexandru Nazare, lui Dan Motreanu, lui Robert Sighiartău, lui Ludovic Orban și celorlalți, lui Dacian Cioloș, Dan Barna și așa mai departe. Până la urmă, specialiștii trebuie să înțeleagă că sigur că sunt ascultați, sigur că au un cuvânt prioritar, dar trebuie să înțeleagă că lumea aceasta trebuie să meargă înainte. Noi nu ne putem opri și să intrăm în niște carapace pentru că cineva consideră că două săptămâni poate să-i bage pe români din nou în casă, doamna Moldovan sau altcineva. Îmi pare foarte rău. Nu se mai poate asta.
Nu se mai poate, simplu. Da, eu înțeleg asta foarte bine, pentru că și eu, ca și dumneavoastră, simțim pulsul. Eu, din perspectiva jurnalistului, cu 30 de ani de experiență, dumneavoastră, din perspectiva unui politic, fost jurnalist, care are contact în continuare în aceeași măsură cu populația. Deci, din punctul ăsta de vedere, mie mi se pare simplu. Ce nu mi se pare deloc simplu și mi se pare chiar foarte complicat de deslușit în momentul de față, este până la urmă cine are ultimul cuvânt. Pentru că din moment ce și Tișe și Boc au sărit atunci, înseamnă că e clar că n-au găsit receptivitate în interiorul partidului lor, care e la guvernare și dă premierul. Noi, știți, în permanent în acest an și trei luni, an și două luni de zile, de când a izbucnit pandemia, de când a fost acceptată și s-au luat măsuri și în România, a existat această bătălie, uneori interioară în cazul unor lideri care aveau putere la nivel executiv, alteori în cazul unor tabere din interiorul aceluiași partid sau în cazul executivului. Cât de mult restricționăm, cum restricționăm, cum protejăm, pentru că până la urmă ideea în sine a fost nu calculul electoral, ci cum protejăm viața cetățenilor. Dacă noi ne-am fi făcut calcule electorale, n-am fi închis niciodată piețele, n-am fi luat o serie de măsuri, dar ne-am gândit în primul rând la cum salvăm cât mai multe vieți și nu la cât ce scor politic va avea Partidul Național Liberal. Acum situația e mult mai simplă. Nu avem alegeri, repet, ca să înțeleagă toată lumea, inclusiv cei care joacă electoral în momentul ăsta în spațiu public. Nu au motiv. 3 ani și 3 luni e o perioadă extrem de lungă, iar memoria colectivă cu privire la ceea ce se întâmplă acum nu este atât de lungă încât să vină un lider care să fie aplaudat peste 3 ani pentru faptul că în momentul ăsta strigă mai tare sau urlă mai tare, okay, sau prezintă... Eu înțeleg foarte bine mesajele astea pentru că mi se par de bun simț. Acum suntem la peste un an de zile de la începutul pandemiei și în logica faptelor, orice structură de guvern din Uniunea Europeană și nu numai, învață și din greșeli. Poate nu învață neapărat din greșeli, dar înțelege mai bine ce s-a întâmplat și schimbă niște măsuri care n-au mers, de pildă. Vi se pare în momentul ăsta că există pe piață măsuri care sunt inutile în momentul de față, dar care există în continuare? Nu vreau să mă exprim că creăm breaking news și nu vreau să creez breaking news-uri. Vreau să fiu cât se poate de echilibrat și de liniștit în perioada aceasta a vieții mele. Așa că nu vreau să creez breaking news, dar sunt lucruri pe care eu nu le-am înțeles, pe care nu le înțeleg. Nu înțeleg de ce trebuie să existe cozi. Știți că în primele 4-5 zile după închiderea magazinelor la 18... Au fost cozi la benzinărie. Deci incredibil, da, incredibil. Deci eu m-am dus să-mi alimentez mașina și era coadă la benzinărie, doar pâine nu vindeau benzinăriile. Adică, până la urmă, astfel de chestiuni trebuie să reglementați. Dom'le, n-a mers, am încercat, lucrurile n-au avut efectul scontat, haideți să gândim, pentru că nu e o rușine să recunoști când greșești. Domnul Dumitrescu, ai greșit, recunoști, mergi înainte, lumea înțelege, pentru că e o situație nouă la nivel mondial, nu doar în România. Dar vă spun o chestiune care pe mine mă doare și mă întorc, dacă vreți, la ea. Pentru că a creat, din punctul meu de vedere, a fost șocul acestei pandemii. Eu am văzut multe lucruri dureroase în pandemie. Am văzut oameni disperați, am văzut oameni supărați, am văzut oameni fără speranță. Dar ce s-a întâmplat cu acea înmormântare pe care cred că ar trebui studiată în cărțile viitoare despre ce nu trebuie să faci? Deci situația în care un om ajunge să fie înmormântat cu farurile, la farurile de la buldozer sau de la excavatorul care seapă o groapă, sau situații în care nu poți să-ți iei rămas bun, cu păstrarea distanțării sociale, cu păstrarea măștii de la cei apropiați sau cei pe care i-ai respectat, noi nu trebuie să ne dezumanizăm. Noi trebuie să învățăm să trăim. Dar nu cumva ne-am dezumanizat deja o parte dintre noi? Nu cumva? De asemenea, mai există o chestiune care cumva vine să arate că nu doar în România s-au făcut greșeli sau au fost situații complet noi. Vă dau exemplul lui Macron. Emmanuel Macron a dat un interviu anul trecut în luna iunie sau iulie, absolut extrem de profund, extrem de empatic,
în care a povestit despre momentele în care el pleca de la școală și se oprea la bistro din colț, unde îl aștepta bunicul lui, bea o limonadă, o orangina și mergea mai departe, bunicul lui bea un pastis. Apoi, bucuria pe care o avea împreună cu tatălui și cu bunicul lui ca sâmbăta și duminica să meargă la bistro, să ia masa cu ei, pentru că se simțea bărbat, se simțea adult. Și că el înțelege ce înseamnă bistroul, cafeneaua, braseria în logica franceză, a vieții francezului de rând, și că niciodată nu va mai închide bistrourile, braseriile. Ei bine, Franța, din cauza gestionării situației pandemice, a ajuns în situația în care să închidă complet din nou, la nivelul Parisului sau al Lyonului, cele două mari orașe ale Franței, restaurante, bistrouri, inclusiv restaurantele de la hoteluri. De la hotelurile, da, am înțeles din... asta după ce Franța, înainte de asta, a experimentat, începând cu data de 16 ianuarie, măsura închiderii magazinelor la ora 18 și pe, dacă pe 12 ianuarie avea circa 19.000 de infectați pe zi, la un moment dat, pe 2 aprilie, avea 47.000 de infectați pe zi. Și de noi copiem totuși măsurile din Franța când vedem că n-au dat roade. De asemenea, domnul Dumitrescu, în Italia, cine și-ar fi închipuit vreodată că Italia sau Spania, o țară veselă, o țară latină, o țară plină de viață, solară, la propriu și la figurat, poate să trăiască italianul de rând, care pentru el cafeneaua, expresul băut în oraș și mâncarea, indiferent că e zidar, că e măturător, că e super jurnalist sau e miliardar, șef de corporație, lua masa în oraș. Gândiți-vă că în Italia sunt închise tratoriile, restaurantele de luni și luni de zile. Am văzut ieri un protest violent la Milano a patronilor de restaurante și tratorii care nu mai puteau, care au ajuns la conflicte cu poliția. Deci la nivel european lucrurile au avut sincope și au fost luate uneori anapoda, dar nu din rea voință. N-a existat rea voință. Eu am constatat gestionarea unei situații noi, complet noi. Ok, pot să zic că reaua voință la un moment dat nici nu poate fi luată în calcul, pentru că cine e nebun, politician fiind, să-și bată cuie în tălpi și să aibă pormă probleme la vot? Nimeni nu e nebun. Așa presupun. Acolo exista și nebuni. Nu sunt eu cel care să catalogueze cine e nebun și cine nu e. Dar ce vreau să vă întreb este așa. În ce măsură noi ne luăm după alții și nu ne orientăm la realitatea noastră? Iată alt motiv pentru care de data asta am putea să ne luăm după alții, dar nu ne luăm. În Anglia se vor distribui de două ori pe săptămână gratuit teste antigen pentru fiecare englez. Noi încă dezbatem aici cum să-i testăm pe elevi. Noi multă vreme n-am luat în considerare testele antigen. Noi n-am făcut testări în masă niciodată în România. În Anglia, repet, de două ori pe săptămână, două teste gratuite pe săptămână pentru fiecare. Este ultimul anunț care s-a făcut. Păi cum luptăm noi cum ne luptăm noi cu pandemia câtă vreme nu folosim niște instrumente care pot fi eficace? Păi poate îl convingeți, pentru că sunteți într-o relație cu siguranță extrem de bună, îl convingeți pe domnul Arafat să accepte testele antigen. Poate îl convingeți, pentru că Sorin Câmpeanu vine cu o poziție extrem de clară legată de testele antigen. Poziția e extrem de clară la nivel guvernamental. Mai sunt unii care consideră că nu sunt soluția. Acum, repet, nimeni nu poate fi considerat de rea credință. Nimeni. Pur și simplu s-au mers pe diverse strategii. Eu n-aș spune că strategia României a fost una greșită. Dacă vorbim de una greșită, uitați-vă la Brazilia, uitați-vă la Chile. Nu vreau să iau un calcul la asemenea țări. În România deocamdată, știu că un mort e mult, dar sunt peste 20.000 de morți din cauza coronavirus. Avem undeva la populație trecută prin boală, respectiv vaccinată, care depășește astăzi 3 milioane, deci populația totală care e sau imunizată, sau trecută domnule prin boală, Aleș Bogdan, 3 milioane. De acord cu dumneavoastră, numai că aici vreau să vă fac cunoscut sondajul făcut de Avangard. Au întrebat acolo câți au trecut prin boală. 12% au răspuns că au avut COVID-19. 12% mi se pare uriaș. Când cineva primește un telefon și e întrebat dacă a avut COVID,
știind că n-a fost trecut în baza de date, pentru că de pildă și-a făcut un test antigen care pe vremea aia nu era luat în considerare și declară că a avut COVID, se expune totuși și totuși declară. Deci eu pot să presupun că mai mult de 12% au avut în mod real. Păi n-ar fi fost util să știm exact cât au avut, în așa fel încât să începem vaccinarea cu cei care n-au avut, presupunând de pildă că cei care au avut au o vreme niște anticorpi, marea majoritate, și în felul ăsta ajungeam mai repede la rezultatul dorit, nu l-a interesat. Puteam să știm dacă testam în masă lucrurile astea. N-am vrut sau n-am putut? A fost o strategie diferită. Nu sunt specialist, vă spun exact. Nu vă întreb ca specialist, pentru că lucrurile astea sunt întrebări care le pun cetățenii de rând. Eu vă spun ceva. Eu mă uit la Belgia, unde stau mai mult decât în România în ultimul timp, pentru că sunt nevoit să lucrez la Parlamentul European. Da. Am fost în America, m-am întors de 3 zile. Și vă spun o chestiune. În Belgia, în Franța, în Olanda, da? Țara care dă lecții României fervent, este țara care e un fel de profesor la nivel european a tuturor țărilor. Aceste țări au un număr ridicol de persoane vaccinate. Belgia n-a depășit 100.000, Olanda cred că n-a depășit 200.000 de persoane vaccinate, iar vaccinarea și implementarea vaccinării în cele două țări pe care le cunosc pentru că sunt acolo merge mult mai prost decât în România. De asemenea, este foarte interesant că la nivelul Parlamentului European, practic pe 26 martie a început vaccinarea în cazul persoanelor expuse. 26 martie, când noi deja vaccinam de 2 luni de zile persoane în România. Deci n-aș spune că România se află din punctul ăsta de vedere pe un clasament codaș, din contră. E în top 5, 6, 7 țări la nivel. Sigur că la un moment dat știu că... Da, gândiți-vă că ne-am vaccinat oamenii ăștia, dar o parte dintre ei poate s-au vaccinat având la un moment dat boala și totuși s-au vaccinat. Ar fi fost mult mai util ca în strategie să se vaccineze cei care sigur nu au avut boala, cei care au trecut prin boală având totuși măcar o vreme o protecție. În felul ăsta, asta vreau să spun, atingeam masa aceea critică mai ușor, mai repede, de 70%. Și domnul Dumitrescu, da. Eu n-am avut boala. Eu am avut boala. N-am avut boala. Soția mea a avut boala. Am stat în casă cu ea. Eu nu am avut coronavirus. Undeva în octombrie. Eu nu m-am vaccinat pentru că n-am vrut să intru pe nicio listă. Corect, de da. Niciun fel înțeleg. De prioritizare și acum sunt programat să mă vaccinez chiar săptămâna viitoare. Deci n-am vrut până în 15 martie, pur și simplu n-am dorit să intru pe nicio chestiune de expunere. Am fost supraexpus, am fost în avioane, în aeroporturi, m-am întâlnit în campanie electorale cu mii de oameni, mii. Am purtat mască și port mască. În rest, m-am spălat pe mâini, m-am dezinfectat. Bun, aia făceați oricum și dacă n-ați fi... Ceea ce făceam oricum, exact. Adică până la urmă contează și imunitatea, contează și ajutorul de la Dumnezeu, contează și, nu-mi dau, repet, eu am fost extrem de expus de-a lungul acestei perioade. Da, exact. Mai știu persoane la fel de expuse care n-au trecut prin boală, nu e o regulă asta însă. Mă întorc și vă întreb, pașaportul acesta verde, de care s-a tot discutat... Dar mă voi vaccina, adică abia aștept să mă vaccinez. Am înțeles. Nu, e fiecare aici, că, mă rog, fiecare cum consideră. Nu e asta o problemă. Ai această posibilitate să te vaccinezi, să te programezi în platformă, ți se stabilește un termen. Dar s-a tot discutat și la un moment dat în contradictoriu la Uniunea Europeană despre pașaportul verde, care însemna vaccin sau test negativ sau dovada că ai trecut prin boală. Deci nu era o obligativitate, era una dintre cele trei condiții care să faciliteze libera circulație. Dar e un certificat verde. Un certificat. Pașaport sună ușor restrictiv. Certificat, ok. Bun. E un certificat care are trei componente. Nu e doar componenta inițială cu vaccinare. Corect. Exact cum dumneavoastră adică te explica foarte clar. Adică nu ți se impune automat obligatoriu vaccinarea. Poți să te încadrezi în celelalte două categorii. Test negativ. Exact. Sau să fii trecut prin boală, ceea ce presupune că ai niște anticorpi. Dar eu vreau să vă întreb altceva. La ce folosește ăsta? Vă dau exemplu Canadei, care este... America și-a atenționat cetățenii să nu călătorească în Canada chiar dacă sunt vaccinați. Se întâmplă așa. Ești vaccinat, te sui în avion cu test negativ, că altfel nu te primesc pe avionul de Canada. Ai ajuns în Canada, îi arăți că ești vaccinat și că ai avut test negativ la îmbarcare,
nu interesează, te bagă 5 zile în carantină pe banii tăi la hotelul stabilit de ei. După 5 zile obligatoriu faci un test tot pe banii tăi și dacă ești negativ, ieși din carantina lor și te duci în locația în care doreai, unde mai stai 5 zile. După alte 5 zile tot pe banii tăi faci un test și dacă este negativ, de-abia atunci ai voie să te plimbi prin țară. La ce ne folosește acest tip de certificat verde dacă deja sunt state care reglementează aberații de tipul ăsta? Acest certificat verde este unul stabilit la nivelul Comisiei Europene și la nivelul Parlamentului după lungi dezbateri, acceptat de către liderii mari, da? Deci dacă conclavul zeilor din Consiliul European, acolo unde sunt președinții și premierii, și el va avea un rol determinant în modul în care ne vom mișca la nivelul Europei. Noi nu putem reglementa la nivelul Parlamentului sau la nivelul Bruxellesului ce face Australia sau Canada, pentru că în Australia e o situație similară, ba mai mult persoana plătește carantina de 5 zile. Și aici zile în Canada plătești carantina, persoana de care vă spun a dat 3.000 de dolari pe 5 zile de carantină, obligată fiind să facă carantina acolo unde spunea statul canadian că o faci, nu ți alegeai locul. Aceeași situație în Australia. Dar noi, nici Australia, nici Canada nu fac parte din Uniunea Europeană. Cu siguranță, cu certificatul verde te vei putea duce în Grecia, te vei putea duce în Italia, în Spania, în Portugalia, în Germania, în Franța, fără să ai nevoie de test PCR, ceea ce e un ajutor extraordinar. De asemenea, vedeți că se discută foarte mult de evenimente. Și dumneavoastră și mie și tuturor ne e dor de evenimente, de meciuri de fotbal, de meciuri de tenis, de concerte, de mers la mari evenimente. Foarte multe țări discută despre introducerea acestui certificat în momentul în care particip la un astfel de eveniment. Adică nu vei mai fi restricționat. Sigur că, repet, poți să alegi să te vaccinezi sau poți să nu te vaccinezi, dar să faci un test PCR sau pur și simplu să areți un certificat că ai trecut prin boală și ai anticorpi. Da, de acord. Asta este un lucru care pare logic. Să stai acasă. Ce nu pare logic e altceva și vă întreb. Există acel festival de tradiție de teatru și film din Sibiu, de pildă. Cum există? Da, este cel mai important festival, este în top 3 la nivel european. Asta spun. Alături de Avignon și de Edinburgh. Exact. Nu mai vorbesc de festivalurile din Cluj. Electric Castle. Bun. Și Antol. Exact. Nu mai vorbesc despre asta. M-am uitat pe reglementările celor de la Sibiu, care vor ține în august de data asta festivalul, din motive lesne de bănuit pandemia. Și au spus că vor să-l facă cu prezență în sală, pe bază de fie certificat de vaccinare, intri în sală frumos, fie test negativ. Totuși, noi nu știm dacă un vaccinat transmită sau nu virusul mai departe. Ați văzut ce spune OMS, că e posibil să transmită virusul. Păi dacă mergi fie cu certificat de vaccinare, fie cu test negativ, înseamnă că un vaccinat ar putea să-i transmită virusul celui care are atunci test negativ, dar care e nevaccinat, sănătos la momentul în care intră în sală. Deci lumea remarcă astfel de lucruri, că ceva nu se potrivește. Remarcă dorința de a deschide, că nu se mai poate, dar remarcă și că măsurile nu se prea potrivesc logic între ele, știți? Noi mai avem până la festivalul de la Sibiu, care se organizează. Am dat un exemplu. Se pot întâmpla și în alte locuri. Da, în dar alte locuri. Deocamdată se discute modalități. Azi dimineață mă uitam pe presa franceză și o amplă dezbatere pe subiectul Roland Garros. Dacă Roland Garros se organizează în clasic pe 22 mai cu 7, cu 9 iunie sau se decalează cu o săptămână sau două, pentru că clar nu vor fi 100% tribunele de la Roland Garros pline, dar vor fi 30 sau 50%. Asta e marea dezbatere. Și la festivalul de la Sibiu, dacă îl întrebați pe Constantin Chiriac sau pe Cristi Radu, cei doi corifei anfitrionii festivalului, practic, da. Sunt doi oameni excepționali, doi oameni de cultură veritabili și cu un suflet atât de frumos. Oamenii vă vor spune, trebuie să căutăm soluții pentru a face. A fost la mine acum două zile Tudor Giurgiu, pe care de asemenea îl cunoașteți foarte bine. Sigur, da. Cel care a fondat și conduce festivalul din Cluj. Și el caută soluții pentru a organiza festivalul cu spectatori, cu oameni care să poată privi filmele atât în piața centrală din Cluj sau în săli. Acum se testează, se analizează, se vorbește cu specialiștii, se vede evoluția pandemiei în următoarele luni. Nu putem ști astăzi ce va fi în august. Dar eu sper să scăpăm odată
și să reintrăm în viața, să ne reobișnim cu viața normală. Okay. Pentru că ne-a afectat foarte mult pe toți această pandemie. Sigur, dar și economic suntem afectați. Cu siguranță. Asta este de nediscutat. Să știți că mai puțin decât credeau pesimiștii în martie anul trecut, și iar eu sunt un optimist incurabil și vă spun că în următorii 3 ani de zile, și datorită fondurilor din PNRR, și datorită stați că de-abia acum se transmite PNRR-ul. Pe 27. Mai e până să știm că se aprobă și vin fondurile, știți? Ieri s-a aprobat în guvern, se va transmite pe 27 la Bruxelles și apoi vor urma 2 luni de dezbatere cu comisia mai-iunie. Da. Atenție, ni l-au mai trimis o dată înapoi, deci având exercițiul ăsta, n-aș vinde blana ursului din pădure până nu l-aș vedea aprobat. Domnul Dumitrescu, noi am trecut, România a trecut printr-o criză complicată la nivel mondial în 2008-2009, 2010, fără să aibă la dispoziție acești bani europeni în plus. Acest PNRR pentru România poate însemna un adevărat plan Marshall. Poate însemna cu condiția să fim extrem de serioși și riguroși. Eu sunt convins că vom ști ce să facem cu banii ăștia. Din ei, gândiți-vă că din 30,4 miliarde, 15 miliarde sunt granturi, sunt fonduri nerambursabile, iar încă 15 miliarde sunt bani care au o dobândă extrem de mică, infimă, pe care trebuie să-i returnăm. Dar la toate lucrurile astea pe care le facem cu acești bani, cofinanțarea minimă pe care trebuie să o depunem e de minimum 25% pentru proiect. Ori trebuie să ai și banii ăștia care să demarezi, mai ales proiectele mari de anvergură, care papă mulți bani, 25% poate să fie suma pe care o ai sau nu o ai. Păi de asta trebuie să vezi ce faci cu banii aia care sunt granturi, cu aia 15 miliarde, să te gândești cum îi împarți, care sunt proiectele prioritare. Și asta s-a întâmplat, s-a discutat foarte mult pe cele 6 axe cum aloci bani. Am înțeles, dar e foarte complicată discuția acum. Vă dau un exemplu. A fost o amplă dezbatere, am avut discuții cu Florin Câțu, cu Dan Motreanu, cu Cristi Bușoi, cu Ghiță Falcă, Daniel Buda, pe subiectul legat de PNRR și cei 2,6 miliarde de euro pentru sistemul spitalicesc, pentru sistemul de sănătate. E foarte important, spre exemplu, ca bani să ajungă și la o secție la Giurgiu, pentru că ea normal să ai 7.000 de bolnavi care vin până la București, pentru că sunt bolnavi de diabet și trebuie să-și facă dializa la București și nu-i normal asta. De asemenea, trebuie să aloci bani și la Timișoara, la Cardio, trebuie să aloci bani și la Fundeni, și la Spitalul Municipal din București, și la Spitalul de Copii, care e regional. Interesant. Deci ce facem mai întâi? Facem secțiile astea peste tot în țară sau construim unul sau două spitale mari și gata? Aici asta a fost marea dezbatere. Opțiunea mea și a multora este pentru această împărțire, finanțare de până în 150 de milioane, între 60, 40, care să întărești sistemul pe care deja l-ai. Exact, și nu trei mari și nu trei spitale unde mănânci 1,8 miliarde. Corect. Pentru că poți să faci cele trei spitale regionale, pentru că le poți finanța pe cele regionale de la Craiova, de la Iași și de la Cluj. Adică e o chestiune de analiză. De priorități, în primul rând. De priorități. Ok, pentru că ne apropiem de final, am vreo 3 întrebări care au venit din public. Și dacă puteți scurt răspunde la 3 dintre ele, refin mult mai multe, dar am selecționat 3. Dacă pot, cu drag. Vă întreabă de pildă o telespectatoare, cine este mai puternic în momentul ăsta? Este premierul Câțu un premier cu puteri de pline? Dacă da, atunci de ce nu este ascultat de domnul Vlad Voiculescu? Doamna Gabriela Simon întreabă acest lucru. Domnul Câțu este premierul României. Orice premier în momentul când își ia mandatul devine extrem, extrem de puternic. E cel mai puternic om din România după președinte. Și vă asigur că chiar dacă premierul Câțu nu e doar premierul liberalilor, este premierul și a udemeriștilor, și a plusiștilor, și a useriștilor. Iar, credeți-mă, nu se pune problema ca Vlad Voiculescu sau un alt ministru să nu fie sub autoritatea deplină a lui Florin Câțu. Bun, deci ne așteptăm ca domnul Vlad Voiculescu să respecte ceea ce anunță domnul Florin Câțu. Sunt absolut convins că respectă Vlad Voiculescu și înțelege și o va potoli și pe Andreea Moldovan. Ok. Apropo, altă întrebare era cine e mai puternic la sănătate, Vlad Voiculescu sau Andreea Moldovan? Eu îmi doresc să fie Vlad Voiculescu și
Tocmai pentru asta sunt convins că va avea o discuție cu doamna Moldovan, să oprească puțin din impetozitatea de scenă pe care o are în ultimele două săptămâni. Asta cu de scenă, mi-a plăcut metafora. E interesant. Uneori mai sunt jurnalist, a zis Florin asta. Câți un a zis, dar are și politician și din când în când mai rămâne jurnalist. Bun, o altă întrebare care sună rău, dar sună pentru că nu avem încotro. Când mama dracului schimbă protocolul de înmormântare, avem 22.000 de români înmormântați ca niște câini, suntem nebuni? Să știți că chiar dacă a folosit cuvinte dure, domnul Marian și Cocoș, în postul Paștelui, omul are tot dreptul să le folosească. Am aceeași, chiar dacă nu folosesc aceleași cuvinte, întrebarea mea e aceeași și solicitarea mea fermă, și am făcut-o și la nivel guvernamental, direct, o fac și public, este cazul Liviu Lăzărescu. Nu spun cine e Liviu Lăzărescu, poate multă lume nu a fost pasionată, nu e pasionată de pictură, nu știe neapărat ce a însemnat Liviu Lăzărescu, portretistul papei. Cert este că înmormântarea lui Liviu Lăzărescu, acea imagine cu excavatorul și înmormântarea lui Liviu Lăzărescu, maestrului Liviu Lăzărescu la farurile excavatorului, a fost cutremurătoare pentru mine. Și un om care de-a lungul ultimilor 2-3 ani m-a atacat uneori pe drept, alteori pe nedrept. Deci nu se poate pune, nu pot să spun că sunt prieten sau sunt, nu sunt nici eu simpatia lui, nici el simpatia mea, dar a scris un text cutremurător pe care îl recomand tuturor. Textul este semnat de Cornel Nistorescu și este exact despre înmormântarea lui Liviu Lăzărescu. Da, e groaznic. Știți? Adică deci, groaznic că... ceva. Cornel Nistorescu e colecționar ca și mine, dar nu asta. L-a scris ca român, l-a scris ca om îndurerat, revoltat de ceea ce a văzut. E prea mult. Adică sunt niște limite. Mult, dar în spațiul public există niște limite pe care nu trebuie să le depășim. Limitele legate, repet, de înmormântare într-un popor profund creștin, ca poporul român, pot să creeze chestiuni la nivel psihosocial mult mai grave decât poate să-și închipuie cineva. Bun, nu foarte mult se întreabă dacă nu cumva cei care au luat măsurile astea sunt atei convinși de nu s-au gândit de 3 ori înainte să le ia și încă de 3 ori înainte să le ridice, știți? Eu nu vreau să fac referire la credința niciunui dintre cei care a luat, nici dacă e sau nu e, dacă e liber cugetător. Eu vreau să cred că n-a făcut-o cu rea voință, dar trebuie să găsească formulele prin care oamenii să-și poată plânge morții. Mă bucur că s-a găsit soluția pentru Paștele Catolice. Soția mea e catolică, familia soției și-au avut o sărbătoare de Paște așa cum se cade, normală, cu participare la slujba de înviere. La fel am văzut că în cazul slujbei pentru biserica noastră ortodoxă, Florin Câțu, premierul nostru, a anunțat că până la ora 5 dimineața e ridicată restricția de circulație, deci putem merge să luăm Sfânta Lumină. Domnul Dumitrescu, în vreme de pandemie, în vreme de război, în vremuri grele, poporul ăsta și-a găsit alinare și și-a Așa găsit este. Sprijin în Sfânta Biserică. Nu ne putem bate joc nici de tradiții, nici de spiritualitate, nici de istoria noastră ca neam și nici de Sfânta Biserică. Bun, ultima întrebare... Pentru că oamenii au memorie atunci când pun ștampila, probabil sunt pun ștampila și pentru că le-a plăcut una dintre promisiuni măcar. De ce pensiile n-ați eliminat speciale. Pensiile speciale? Eu cred că întrebarea asta o să o punem și peste 3 ani. Eu sper că nu, pentru eu că cel puțin că până da. Acum din totalul pensiilor speciale am reușit să eliminăm definitiv pensiile parlamentarilor. E un început. Alea erau noi am eliminat sub 1,4% din totalul pensiilor speciale. Crescu, noi am eliminat, dacă vă amintiți, pe data de 28 ianuarie anul trecut, și vă amintiți cu siguranță, printr-un vot generat de Partidul Național Liberal, am obținut votarea eliminării tuturor pensiilor speciale în Parlamentul României. După asta, doamna Renate Weber, avocat al poporului, a considerat că există motive de neconstituționalitate, a atacat legea și la chiar au existat motive de neconstituționalitate. Iar curtea, după 5 luni de zile, s-a exprimat și a considerat că legea e neconstituțională. Da. Și practic tot demersul care mergea spre promulgare la președinte, eu n-am înțeles încă de ce sunt motive de neconstituționalitate. Scrie în decizia curții. Foarte mulți au spus de la început, de când s-a dat legea, că se vor izbi de motive de neconstituționalitate pentru că au existat niște precedente cu privire la alte pensii speciale.
Și decizii deja în vigoare ale curții, deci nu erau. Eu spun că contributivitatea trebuie să fie esențială și pot să ia contributivitatea de la deci nivelul dumneavoastră Parlamentului acum European. Mai aveți 10 secunde și mulțumiri multe pentru acest dialog, mai ales că a fost în condiții speciale și nu divulg de ce. Mă rog, urez tuturor multă sănătate. Mulțumesc. Întrebarea esențială este, chiar puneți pariu că până la sfârșitul mandatului acestui guvern, pensiile astea speciale, toate, nu doar unele, se vor duce? Domnul Dumitrescu, eu pot să vă spun ceva. Promisiunile electorale luate în fața alegătorilor trebuie respectate. Noi, până la ora asta, ar fi trebuit să facem niște lucruri care ne-am obligat în fața cetățenilor că le vom face. Eu am întrebat dacă pronosticul dumneavoastră... Unele sunt întârziate. Nu mă mai arunc să spun pentru că nu sunt singur. Dacă aș fi singur, aș ști ce aș face. Eu nu sunt în executiv, nu sunt în, știu nici asta, în cameră. Dar v-am întrebat pentru că fiind în interiorul unui partid de guvernământ, cel mai mare partid, aveți un feeling. Promisiunile luate, inclusiv două tururi de scrutin și multe altele, să fie respectate, inclusiv profesionaliști promovați și nu clienteliști și carnet de partid, să fie. Dar, repet, nu sunt, sunt într-o echipă, nu sunt singur. Și poate uneori eu fac pași mai mari sau poate eu sunt ceva mai radical sau vreau schimbări mai rapide. Consider că doar schimbând, doar reformând, doar modernizând și doar atrăgând investiții la nivelul României și doar sprijinind capital autohton privat, vom reuși după această pandemie. Altfel nu. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest dialog. Domnul Rareș Bogdan, europarlamentar și prim vicepreședinte al Partidului Național Liberal, a fost ce se întâmplă de astăzi. Rămâneți cu DC News TV și DCNews.ro pentru că vor fi în continuare emisiuni foarte interesante. Ne revedem cu ce se întâmplă săptămâna viitoare. Încă o dată, mulțumiri. Toate cele bune. Vă mulțumesc, mai bine, Doamne ajută.